Salutare din nou, de data asta de lângă un Renault Arkana, un SUV coupé. O caracteristică altor segmente, nu, altor clase sau altor, să spunem, aspirații. Nu o să neg că și eu, la fel ca și restul care privim această mașină, mă gândesc la un X6, la un X4, la un GLE coupé ca, nu precursor, că precursor sună ciudat, ca idee, ca inspirație de unde poate Renault a venit cu această interesantă propunere de a face un SUV coupé la un preț accesibil într-un segment non-premium. Dacă ar fi să mă gândesc acum cine a mai făcut o chestie asemănătoare cu oarecare succes, a fost grupul Hyundai Kia, care au venit cu i30-ul fastback sau cu Procidul, practic inventând niște segmente care existau la un nivel superior, inventându-le la un nivel non-premium. Și cu siguranță au existat, există și vor exista amatori pentru genul acesta de mașini. Acest superb coupé Arkana, culoarea, am mai povestit despre ea, este Orange Valencia. Și mașina mea de acasă are tot culoarea asta, Orange Valencia, o foarte frumoasă culoare. E o mașină care atrage privirile pe stradă, la fel ca un BMW X6. Asta pot să vă spun. Toată lumea, indiferent ce mașină are, este atrasă de culoare și de formă. E o formă frumoasă, e o formă dinamică. La bază, mașina are platforma CMFB, pe care este făcut și capturul. La lansarea Arkana am fost la mai multe evenimente, la lansarea statică, am fost la o lansare dinamică prin țară în urmă cu ceva luni. Deci pentru mine mașina nu e o noutate, acum facem doar filmarea propriu-zisă, eu o știu pe de rost Arkana. Am descoperit niște chestiuni destul de controversate. La început s-a spus că n-ar fi o platformă de CMFB, ci ar fi o altfel de platformă, dar mă rog, a fost o, să spunem, o greșeală de comunicare la momentul respectiv. De fapt, la bază stă platforma de capturi, dar și aici sunt diferențele și aici vă invit să priviți cu atenție un Arkana. Sunt niște diferențe esențiale. În primul rând, acest Arkana vine cu un ampatament mai mare decât Kadjar. Deci rețineți această idee, ampatamentul este mai mare decât la Kadjar. Ce înseamnă acest lucru? Că mașina este lungă, distanța dintre punți este mare și spațiul interior este pe măsură. Deci putem privi, așa cum am făcut-o și eu la început, Arkana ca fiind un coupé care are la bază un captur, dar este greșit. Fundamental greșit. Este de fapt un coupé mai mare decât Kadjar. Și acest lucru îl simți când ești lângă mașină. Când vezi că mașina este mare, este lată, este lungă, este spațioasă, este setată complet diferit. Ce înseamnă că are la bază platforma? Platforma care poate fi lărgită și lungită după dorință. Asta este de fapt secretul platformei modulare, pe care sunt construite acum quasi majoritatea mașinilor de pe planetă. Da, sunt platforme modulare, poți să faci, să o lungești, să o lățești după dorință. Deci pe platforma aia s-a lățit și s-a lungit până a ieșit Arkana. Rezultatul este unul foarte interesant din punctul meu de vedere. În primul rând, Arkana vine cu o gamă de motorizări și transmisii interesantă pentru vremurile, cu ghilimele, interesante pe care le trăim, în care vedem apărând și dispărând motorizări, transmisii din ofertă de la o lună la alta. Până prezinte o mașină, s-ar putea ca peste o lună, două, să descoperim că respectiva motorizare, transmisie nu se mai produce, nu se mai vinde, nu se mai comandă și așa mai departe. Deci e o dinamică
aș spune chiar neplăcută cu care ne confruntăm în domeniul auto în acest moment. Ideea este că față de un Captur, o mașină foarte reușită, de altfel Captur l-am prezentat în mai multe variante de echipare și motorizare, Arkana este mult mai mult, pentru că are la bază platforma, dar platforma este îmbunătățită cu frânare mai bună, dinamică superioară, manevrabilitate, răspuns la volan mult mai bune decât la Captur, mult mai, poate că e impropriu spus, e mai precisă decât un Captur. Da, este și mai precisă decât un Captur, este mai manevrabilă, mai brutală decât un Captur. Și acest lucru ce-ți spune? Că nu doar arată dinamic, ci și se comportă dinamic. Sigur, varianta pe care o am aici lângă mine este un RS Line. E ușor să vă dați seama privind mașina din exterior. Are niște accesorii de la un eleron pe spate, inscripții caracteristice RS Line și alte jucărele care fac diferența și la interior și la exterior. Există un pachet RS Line care e cumva diferit de un Intens și în același timp echiparea RS Line vine standard cu o serie de diferențe despre care o să vorbim față de un Intens. Bun, ce avem sub capotă? Că asta interesează pe multă lume. Avem nu neapărat cea mai dinamică motorizare pe Arkana, ci motorizarea viitorului, am putea spune, pe Arkana, și anume un ETEC. Adică avem un hibrid, nu plug-in, nu microhibrid, ci un hibrid integral, foarte interesant, de 145 de cai putere, deci suma motorizărilor cu ghilimele de rigoare de sub capotă ne duce la 145 de cai. Performanțele de accelerație, viteză maximă, sunt inferioare unor versiuni pe care le știm de la Captur și care există și pe Arkana, derivațiile de 1.3 TCE în diverse variante de putere. Dar ce face acest ETEC? Rafinament, eficiență. În oraș poți să stai în București tu cel mai cumplit și consumul nu sare de 5% și probabil cu atenție la condus poți să obții consumuri absolut remarcabile cu acest hibrid. Ce e important de reținut pentru cei care vreți să înțelegeți care ar fi diferențele majore între un asemenea hibrid și restul variantelor disponibile în gamă? Greutatea e mai mare, cam cu 100 de kg față de un 1.3 TCE. Sistemele de frânare sunt diferite. Cel mai puternic și, să spunem, cu discurile mai mari este Arkana Hybrid. Avem undeva 296 de mm discurile ventilate pe față, în timp ce la celelalte versiuni discurile au doar 280 de mm. Garda la sol este de 18 centimetri, nu există variante cu tracțiune integrală. Acum, uitându-ne la mașină, sigur că e ușor, acum bănuiesc că lumea s-a obișnuit cu stilul meu de prezentare și cumva cu toții știți ce o să urmeze să spun. Dom'le, da, are farul cu LED, are o grilă cromată cu piano black, sunt lucruri care, după atâția ani de prezentări, intuiți cumva ce vreau să vă arăt. În afară de această culoare frumoasă, ce e de remarcat la acest Arkana? Grila față este semi-închisă, toată zona asta de aici, aici e închis complet, în timp ce în partea asta e deschis. Aici e o zonă în care la fel este închis. E tipic la hibrid, la versiunile pe benzină e diferit. Nu avem pachet de camere de jur împrejur, avem senzor de parcare față-spate și camere de luat vederi pentru mersul înapoi. În același timp, la baza plafonului, în zona superioară a parbrizului, observați că mai există diverse camere care au rolul de a gestiona sistemele de siguranță activă cu care este dotată mașina. Inclusiv grila este dintr-un piano black, farurile sunt LED și faza lungă și faza scurtă, o să filmăm și noaptea ca să vedem exact ce e cu ele, semnătura luminoasă în forma literei C, valabilă pentru toate modelele Renault moderne, și prizele de aer care descarcă aerodinamic zona din față.
Asta putem vedea din față la un Arcana. Linia, așa cum se vede, foarte dinamică, parbriz puternic înclinat, plafonul este de culoare neagră, nu avem trapă, este doar vopsit în culoarea neagră. Ștergătoare de tip aero, diuzele sunt mascate în spatele capotei și capota are 4 bosaje care nu au neapărat rolul de a rigidiza capota, ci au rolul de a sublinia caracterul dinamic și aerodinamic al mașinii, pentru că acest Arcana, deși Renault, ca și alți producători, și o să mă plâng în continuare de chestia asta până când se va schimba ceva, toți pun accentul, domne, mașinile noastre sunt eficiente, sunt economice, sunt aerodinamice, spuneți-ne și nouă cât de aerodinamice sunt, pentru că la fel ca puterea, la fel ca și consumul, la fel ca și accelerația 0-100, vrem să le diferențiem și în materie de aerodinamică. Totuși, coeficientul aerodinamic este o valoare care poate să spună multe despre un vehicul. Foarte puțin acordă atenție constructorii acestui aspect. Ne spun, mașina e mai aerodinamică decât modelul precedent, în cazul în care există un precedent, la Arcana nu există, dar nu ne spun cu cât. Păcat. Din lateral observăm exact ce spuneam, spatele lăsat, GLE Coupe X6, X4, ziceți voi ce vă vine în minte. Avem ornamente negre la baza geamurilor și între geamuri, antenă de tip aripioară de rechin, carcasele oglinzilor sunt negre, inscripție cu RS Line, bandouri de protecție de jur împrejur, tipice pentru un SUV, garda la sol de 18 cm și observați ampatamentul uriaș, da? E un ampatament mare pentru o mașină pe care o comparăm cu Captur, că are la bază platforma. Jante de 19 inci, discuri ventilate față, discuri pline pe spate, suspensia față este McPherson, pe spate nu este independentă, era logic având platforma CMFB, ci este o suspensie tip bară de torsiune, care e un compromis foarte bun și o să vedem împreună în timp ce conducem că mașina este suficient de confortabilă și de dinamică, în același timp soluția semi-independentă îți oferă un portbagaj mare, iar la o mașină hibrid este foarte important acest lucru. Spuneam de altfel că majoritatea platformelor electrificate caută soluții de gen semi-independentă, suspensia pe spate, pentru a permite introducerea bateriilor fără a sancționa spațiul. Deci era o soluție logică, nu trebuie să judecăm și să spunem, domne, n-a avut și Renault bani de o suspensie independentă ca să facem Arcana. Nu, mașina merge foarte bine din punct de vedere dinamic și manevrabilitatea nu mi se pare afectată. În același timp, confortul este rezonabil, deci după părerea mea e un compromis bun, o alegere corectă. O suspensie independentă înseamnă costuri, înseamnă greutate, sigur aduce cu ea un confort superior, poate că marginal și un pic de îmbunătățire a ținutei de drum, dar diferențele nu sunt atât de mari pe cât credem, de aceea majoritatea producătorilor în zona aceasta de mașini, să zicem, de până în 35.000 de euro, preferă soluții de acest gen. Deci preferă soluții ieftine, fiabile, rezonabile, decât soluțiile, să le numim, excepții. Acces fără cheie, vedeți că avem buton, accesul fără cheie tipic Renault cu card, configurabil din bord, dacă vrei să te apropii de ea, se descuie, se încuie, vrei, nu vrei, îi alegi din bord ce dorești. De remarcat, portiera spate, dimensiuni mari, geamuri fumurii în zona spatelui și geamurile față au tentă, dacă vă uitați cu atenție, dar e de fabrică, deci nu o să aveți probleme cu poliția, stați liniștiți. Și caracteristic unui SUV coupe, luneta plonjantă, da, care este foarte puternic înclinată. Cum ar fi fost la un SUV normal, mai așa, nu? În timp ce aici, ce oferă această
soluție, în afară de dinamismul liniei, oferă și o gură de încărcare foarte mare pentru portbagaj. O să vedem la Arkana dacă e cazul să ne bucurăm sau să lăcrimăm. Sigur, mi-ar fi plăcut. Am încercat să judec designul mașinii. Mie îmi place mașina foarte mult, deci mă atrage vizual. Dar aș fi ascuns mânerul ăsta de portieră undeva aici. Și într-adevăr ar fi fost, știți ce vreau să zic, ar fi fost altceva. Dar nu-mi displace nici așa. Și acum trebuie să vorbim neapărat și despre partea din spate, nu? Că de fapt ce face un SUV să fie coupé? Fața? Nu, spatele. Fiind în sezonul rece, pneurile, mă rog, cu care vine mașina noastră de test, nu înseamnă că dacă o comandați o să o primiți cu pneurile astea, sunt în ochian de iarnă, WR SUV 3, 215 pe 55, 18, 99V XL. Nu știu de ce am avut impresia, văzându-le, că au 19 inch și cred că am și zis că au 19 inch, dar nu, sunt de 18 pneurile. Poate că de aici vine și impresia foarte bună de confort pe care mi-a lăsat-o mașina. M-am mirat că am avut impresia că sunt pe 19 și am zis, interesant ce confort are pe... Dar nu, e balonul un pic mai mare fiind 18. E, spatele face ce trebuie să facă din mașina asta. Eleronul negru RS Line. Lunetă puternic înclinată. Ce observăm că haionul, să-i spunem, închide destul de sus, dar din practică eu mai car lucruri cu mașinile, nu mi se pare neapărat deranjant, nu e nici genul de mașină cu care să cari eu știu ce greutăți, însă o să vedem când deschidem că gura de încărcare e destul de mare, deci permite obiecte mari, însă nu neapărat și înalte, pentru că avem luneta puternic înclinată. Oricum, foarte interesantă mașina. Dacă vreți, așa, per total, oferă destul de mult din tot ce aștept. Suficientă dinamică, arată bine, tehnologie din plin, manevrabilitate, frânare și în același timp un spirit practic surprinzător pentru genul ăsta de spate, care te aștept să fie cumva limitativ. Nu este chiar așa. Sigur, ce mai e de remarcat la spate? În continuare a rămas, pe lângă tehnologia LED, care vă imaginați că e prezentă în semnătura luminoasă a spatelui, însă mai avem și becuri, lucru care nu-mi place la genul ăsta de mașină. Având un hibrid, aceste fake exhausturi sau aceste evacuări false, n-aș zice că vin ca nuca în perete, dar în același timp, dacă la alții le-am sancționat, le sancționăm și aici, nu? N-ai ce să cauți cu ele, mai ales că sunt false la o mașină care este hibrid. Putea să fie găsită o altă soluție. Da? Adică e cumva, ne mințim singuri, da? Numărul e poziționat pe bară, deci nu sunt probleme de zgomote la închiderea haionului. Senzorii de parcare, foarte interesant că pe zona asta neagră aproape că nu-i vezi, deci e un lucru interesant pe care l-au făcut. ETEC-ul, care e inscripția tipică pentru acest hibrid, și în rest forma spatelui, care ce ne spune? Dinamică și în același timp suficient spațiu. O să vedem imediat ce este și în portbagaj. Portbagajul cu etaj, vedeți, are 480 de litri în versiunea hibrid, 513 în versiunea cu mild hybrid, deci la versiunile cu motorizări termice, nu hibrid. Eu zic că nu e rău, sigur, aici cu placa asta montată sus, observăm că există o limitare de înălțime, deci nu e foarte mare, însă poți să cobori.
Moment în care, ce vedem? Că portbagajul este rezonabil pentru genul ăsta de vehicul. Calitate bună la interior, adică ceea ce mă aștept la genul ăsta de vehicul. Bancheta are spătarul fracționabil asimetric, partea mică spre stânga, partea mai mare spre dreapta. O lumină LED aici. Nu foarte multe aici. Poate că mi-aș fi dorit, ca la alte mașini, o atenție mai mare la detalii. Nu sunt cârlige de plase de bagaje, nu sunt alte, cum să spun eu, mărunțișuri pe care le vezi la alte mașini, să spunem, din zona Volkswagen, Skoda, Seat și așa mai departe. Vezi o atenție mai mare asupra unor lucruri. Observăm asta și aici, da? La o mașină care arată ca Arcana. Nu ai ce să cauți cu chestia asta, e jenant. Adică treaba asta aveam la Dacia 1300 o chestie de genul ăsta, când închideam portbagajul. Aici trebuia să ai un capac să închide. Sunt mai multe aspecte. Deci când vii cu un asemenea SUV coupé, eu, care nu sunt adeptul deschiderii electrice a haionului, sincer, așteptam o deschidere electrică la haion la mașina asta, da? Nu a fost să fie. Nu așteptam să văd chestia asta. Așteptam să văd multe lucruri la interior. Deci din punctul ăsta de vedere, eu zic că au greșit. Adică dacă o faci, fă-o până la capăt. Îmi place panoul care închide, îmi place că, în primul rând, îmi place că nu este genul ăla de sistem de tip rulou, ci este panou rigid. E mult mai bun din multe motive. Vedeți că aici au avut atenție la detalii, sunt câteva zone delimitate clar unde poți să-ți lași obiecte, că pui o revistă, că pui niște ochelari, pixuri și așa mai departe, nu umblă pe aici necontrolat. Se prinde cu o sfoară simplă în zona superioară, unde la fel vedem că atenția pentru detalii e, eu zic, rezonabilă. Adică nu am văzut mașini premium mai urât făcute în această zonă. Arcana e rezonabil. Panouri de plastic care îmbracă destul de complet haionul. Observăm că și aici, în zona tehnică, unde sunt lumile de număr și camera de luat vederi, există un panou dintr-un plastic așa cauciucat care îmbracă, deci nu este rău deloc. Sigur, prostia supremă, un singur mâner de închidere. De ce? Nu mai comentez. Ce costa să mai pui unul și aici? Probabil că o să ne răspundă cineva cândva. Da, puteau să o facă cum trebuie, dar n-au făcut-o la haion și la portbagaj. Sub capotă nu e o noutate, este sistemul hibrid, deci integral hibrid de la Renault, cu denumirea frumoasă și proprietară E-Tech. L-am mai avut pe un Clio și în varianta sa plug-in pe un Captur. Deci aveți, dacă vreți să vedeți o prezentare în detaliu, căutați Clio și Captur pe canal și o să vedeți acolo toată povestea cu cutia de viteze multimodală și așa mai departe. O să zic câteva cuvinte și aici. În esență, avem un hibrid format din 3 motoare, un motor termic de 1,6 litri aspirat cu filtru de particule, la care sunt legate, interesant, două motoare electrice. O să vă spun imediat și povestea lor. Ideea de bază care este? Că marea șmecherie la combinația asta, hibride cu două motoare electrice s-au mai făcut și s-au mai văzut. Marea șmecherie este, de fapt, modul în care este gândită și modul în care funcționează cutia de viteze. Cutia de viteze
multimodală, ca așa o denumesc ei, are un set de trepte pentru motorul termic și un set de trepte pentru motorul electric, pentru unul din motoarele electrice, și motorul electric mic face cumva o funcție de, prin anumite surse o să vedeți, stabilizare, mie îmi place să-i spun mai degrabă sincronizare. Deci motorul mic electric face o sincronizare a treptelor în acea cutie multimodală. Treptele sunt de tipul sistem cu roți dințate fără frecare. Ca să înțelegeți așa în mare cam despre ce este vorba. Motorul pe benzină, vă dați seama, ca și la Toyota, ca și la alte hibride asemănătoare, are anumite caracteristici. Și cilindrea, și alezajul, și cursa sunt alese pentru a fi foarte pretabile combinației cu o motorizare electrică. Sunt motoare gândite pentru frecări foarte, foarte reduse, deci eficiență de carburant. Aici avem un 4 cilindri în linie cu 4 supape pe cilindru, deci 16 supape. Motorul funcționează în sinergie cu celelalte două motoare electrice într-un mod destul de greu de descris, pentru că ce se întâmplă în cutie acolo știe de fapt logica din spatele computerului care gândește toate aceste lucruri. Logica având, bineînțeles, legătură cu situația de trafic în care te afli. În funcție de situația de trafic, cum selectează cutia, care motoare funcționează și așa mai departe, totul este stabilit de un calculator. Acum, ce trebuie reținut? Că, practic, pe lângă acest motor aspirat avem un motor electric mare care se numește e-motor, așa e denumit la ETEC, care face trei funcții principale, și anume pornirea, recharge-ul, adică funcția de reîncărcare a bateriei. Bateria se află în portbagaj, vom vorbi separat și despre ea. Și mai face o chestie interesantă acest e-motor: poate propulsa exclusiv electric mașina cu o viteză maximă de până la 75 de km pe oră și în funcție de starea de încărcare a bateriei, sau să spunem mai românește, în condițiile ideale, poate să meargă până la 3 km exclusiv electric. Bun, poate că nu pare mare lucru la prima vedere, dar acest lucru garantează cumva într-o funcționare normală urbană, deci în momentul în care ești cu mașina în oraș, poate asigura practic până la 80% din traseul tău în oraș este făcut în mod exclusiv electric. Da? Pentru că tu, mergând electric în oraș, prin natura traficului în oraș, regenerezi, recuperezi foarte multă energie prin folosirea inteligentă a sistemului D și B de pe manetuța de comandă a cutiei, și pur și simplu în anumite situații poți atinge 80% din traseu să faci electric, iar economia de carburant este 40% față de un sistem, să spunem, termic care rulează în condiții similare. Motorul electric, acest e-motor, are o putere de 36 de kW și un cuplu maxim de 205 Nm. Lângă el mai este, lângă el, mă rog, așa, metaforic vorbind, mai există un motor electric denumit HSG, o denumire care nu mai putem să spunem că e proprietară pentru Neno, că o găsim pe foarte multe modele hibride și chiar pe unele electrice, și care înseamnă ce? Hybrid Starter Generator. Acest motor HSG are 15 kW putere și 50 de Nm cuplu. După cum știți foarte bine, la multele modele hibrid pe care le-am avut, puterile și cuplul nu se adună, adică nu adunăm puterile celor trei motoare să ne dea o putere maximă totală și nici nu adunăm cuplu. Este o sinergie și avem de fapt o rezultantă, dacă vreți, a modului în care funcționează ele. Din păcate, nici măcar aici la aceste tech nu avem date foarte precise. Avem o putere maximă combinată de 145 de cai, dar nu ni se spune nimic de un cuplu maxim care poate fi atins în momentele în care, nu știu, toate trei motoarele funcționează împreună, dacă vreodată funcționează împreună, că nici asta nu este foarte clar stabilit. În unele surse am văzut că în anumite situații, inclusiv motorul HSG, poate să ajute la demaraj, de exemplu, în timp ce în alte surse
scrie destul de clar că el nu face decât funcția de starter și funcția de sincronizare a acelor multe trepte din cutia multimodală. Ideea de bază rămâne că în cutia multimodală treptele de motor termic împreună cu treptele de motor electric pot să ofere o combinație de 15 moduri de funcționare, dacă vreți. Deci, practic, există 15 moduri separate în care cutia poate... 15 combinații, că de fapt ăsta e cuvântul potrivit. În cutie sunt 15 combinații de treptele existente. Bun. Așa, grosso modo, cam ce înseamnă acest ETEC. Ce furnizează, să spunem, energia pentru motoarele electrice? O baterie litiu-ion de 12 kWh, 230 V, care este amplasată în portbagaj. Tot în unele surse, să spunem, chiar oficiale Renault, se spune că e primul vehicul de segment C care are genul ăsta de soluție, adică un hibrid cu bateria amplasată în zona portbagajului, în zona punții spate, că de fapt asta e termenul corect. Legat de motorul termic, codificarea lui este H4M, pentru cine vrea să vadă, are 1598 de centimetri cub, acea cilindree de aur, dacă vreți, că mi-amintesc din vremuri de când debutam în lumea asta a presei auto. Toate motoarele de 1.6 aveau 1598 de centimetri cub, sau mă rog, aproape toate. Motorul ăsta termic are o putere a lui de 94 de cai la 5600 rotații pe minut și un cuplu de 148 Nm la 3600 rotații pe minut. Performanța, că și asta e importantă la un motor sau la un sistem hibrid cum este acest ETEC, nu este neapărat fenomenală. Viteza maximă este cea mai mică din toată gama de motorizări pe care o găsești pe Arkana, adică 172 de km pe oră, și suta cu plecare de pe loc se face în 10,8 secunde. Un timp care nu e nici mic, nici mare, și mai important decât acest timp este de fapt cum se comportă mașina în zona de reprize, unde, având totuși două valori de cuplu interesante atât la motorul termic cât și la motorul electric, așteptăm și o să filmăm împreună, o să vedem împreună filmat acest lucru. Așteptăm o dinamică totuși mai interesantă decât pare din cifrele de pe hârtie. Consumul mediu dat de constructor este 4,8 litri la 100 cu 108 grame CO2 emisii de carburant, emisii de noxe. Bun, layout-ul motorului așa cum se vede tradițional, în afară de zona asta de electric de aici, nu pare ceva ce nu s-a mai văzut. Au un motor amplasat transversal, sistemele de echilibrare sunt destul de clasice. Este un motor care generează destul de puțină căldură, deci față de cei obișnuiți cu 1.3 TCE sau 1.0 TCE sau alte motorizări turbo, 1.6 din zona de Nissan, care erau în trecut la Nissan Juke și așa mai departe, unde prăjeai ouă pe capacul motorului în cazul în care exista un capac, aici nu, este foarte rece. De ce este foarte rece? Am spus mai devreme, un motor cu frecări foarte reduse. Neavând frecări, nu se generează căldură și practic zona de diferență de temperatură este uluitor, poate să fie între 10 și 14 grade într-un motor turbo. Deci un motor turbo, zicem, sub capot ai, nu știu, zic și eu, 80 de grade, și la un asemenea grup hibrid ai 66 sau ceva de genul ăsta. Adică e o diferență destul de interesantă. Avem admisia, o vedem aici, filtrul de aer. Fiind un sistem hibrid, se știu încă puține lucruri legate de un sistem hibrid nou,
se știu puține lucruri legate de servisare și legate de durata de viață. Gândiți-vă că e un motor supus unor cicluri multiple de on-off, inclusiv în rulare la turație, da? Deci poți să fii cu motorul la o turație destul de ridicată când sistemul decide că e cazul să se intre în electric și atunci motorul este oprit. Deci sunt anumite zone încă neconcludente, doar peste câțiva ani vom putea vorbi despre fiabilitatea unui asemenea ETEC. Și când mă refer la fiabilitate, mă refer în primul rând la fiabilitatea motorului termic și a celor două motoare electrice, dar nu în ultimul rând la una dintre zonele foarte complicate și complexe, dacă vreți, ale acestui grup, și anume cutia multimodală. E complet nouă, e o tehnologie impresionantă în utilizare, dar nu știi ce este în spate și ce se strică și cum se repară. Tot ce vedem cu portocaliu sunt zone de tensiune înaltă, așa cum bine știți, de la diverse motorizări electrice sau hibrid. În zona cam de aici în jos se află toată povestea asta cu motorul electric mare, motorul electric mic și cutia multimodală, în zona în care se leagă cu motorul termic. Panou de siguranță aici, în rest foarte clasic totul. Puțină antifonare e pe undeva pe acolo, dar în rest peretele dintre motor și bord e destul de gol. Există însă pâslă la capotă și anumite chedere și sisteme care închid aici pentru zgomot, după cum se vede, da? Deci sunt anumite, să zicem, artificii care ajută la reducerea nivelului de zgomot. Ce este important pentru noi? Este important să vedem, de fapt, cum se comportă mașina la drum și care va fi consumul pe un parcurs, zic eu, normal. Ne raportăm la ceea ce facem și cu restul de mașini, indiferent că au venit cu motoare, nu știu, V8 sau cu 1.0 cu GPL. Noi facem același traseu în așa fel încât să putem, măcar empiric, să avem o idee, o imagine, cum stă un astfel de hibrid în comparație cu, nu știu, un BMW M550i sau cu un Sandero pe GPL sau cu un model electric complet. Alegeți voi care din cele pe care le-am încercat. Pentru mine nu e neapărat motorul ăsta, combinația asta de aici, nu e neapărat alegerea ideală pentru Arkana dacă te interesează sportivitatea. Dacă te interesează sportivitatea, cu siguranță 1.3 TCE este varianta mai bună și întotdeauna o cutie cu dublu ambreiaj va fi mai implicată, îți va da, măcar la nivel de senzație, mai mult decât îți oferă un asemenea ETEC. Însă ETEC-ul rămâne o alegere foarte inteligentă pentru cei care parcurg mult din traseul lor în zonele urbane și, să spunem, semi-urbane, da? Adică în zonele limitrofe. Pentru că în acel moment diferența de consum poate să fie semnificativă, poate să fie undeva la 2-3 litri la sută față de 1.3 TCE și în anumite zone de trafic greu, de trafic cumplit, cum am zice noi, un blocaj pe centură sau o bară la bară din aia care faci 2 ore pe câțiva kilometri, în momentul ăla diferența de consum poate să fie undeva de la 5% cât faci cu un multimod din ăsta, cu un ETEC, poți să ajungi la 16 sau 20 de litri la sută cu un diesel serios, să zicem un diesel de 2 litri cu cutie automată. Păi, după părerea mea, e o diferență extraordinară. Deci tu să stai în trafic bară la bară cu 5, în timp ce ăla lângă tine consumă 20. În momentul ăla, mașina asta îți spune de ce a fost gândită și făcută. Ca părți mai puțin pozitive, dar specifice până la urmă unui hibrid, de fapt e o combinație de părți mai puțin pozitive cu părți cumva super dezvoltate la acest Arkana. Având așa multe motorașe
fața e destul de încărcată, adică avem greutate pe puntea față. Pentru a se compensa acest lucru, suspensia este relativ rigidă. Pe spate avem o baterie și ea cu o masă substanțială, la fel, suspensia pe spate destul de rigidă. Nu simți nimic pe drumuri bune, în momentul în care ai dat de un drum cariat sau un drum cu probleme, în momentul ăla simți că suspensia este mai tare decât de obicei. Și e clar că acest mai tare decât de obicei are două direcții. Una, se vrea să se mențină o ținută de drum corespunzătoare cu aspectul exterior de mașină dinamică, da? Nu vrei ca arcana să se încline și să se comporte ciudat, că este grea, cum am văzut la unele modele electrice, cum ar fi Mustang Mach-E, de exemplu. Și acest lucru este pozitiv, dar cu, să spunem, problema zdruncinării pe drumuri mai puțin bune. În același timp, este o mașină grea. Fiind o mașină grea, necesită un sistem de frânare mai performant, pe care mașina l-are, frânează corespunzător, dar cu toate că frânează corespunzător, masa nu poate fi niciodată disimulată. Deci greutatea mai mare a acestei mașini față de 113 TCE, acea 100 de kg în plus, înseamnă de fapt că rulezi cu întotdeauna cu o persoană în plus, da? Față de cu o persoană de 100 de kg în plus față de cei 5 cu care tu ai deja mașina plină. Vorbim de un TCE versus acest ETEC. Spuneam și de părți pozitive, dar la fel impropriu comunicate de cei de la Renault. Se spune despre Arkana că are o eficiență aerodinamică mai bună cu 25% decât un SUV concurent sau echivalent. Bun, ce înseamnă acest lucru? Îl luăm în valoare absolută, adică ce facem? Ne ducem și cum calculăm? Dacă o mașină concurentă are 0,33 coeficient aerodinamic, ce facem? Scădem 25% din coeficientul aerodinamic? Nu, că nu se face așa, nu? Ceva mai multe date și mai precise pentru un public din ce în ce mai informat, cum cred eu că s-a ajuns în momentul de față. Lumea are acces la internet, are acces la informații, este destul de ușor să te documentezi și când cauți, descoperi ce? Că această documentație nu există sau nu este pusă la dispoziție complet și nici Renault nu face excepție, ca și Ford-ul, ca și alții, da? Mă uitam în fișa pe care am primit-o acum de la Renault, nu am nici măcar datele de consum. Datele de consum sau emisii sunt necomunicate. Păi ce înseamnă? Dai o mașină la drive test sau s-a produs o mașină de la Renault? Căutând un pic, intrând pe site-ul mare de la Renault mamă, am găsit consum, am găsit emisii, am găsit. Însă la noi, din cauza problemelor de omologări, de dragi, de noxe și așa mai departe, întotdeauna apar fel și fel de sincope în comunicare. Bun, eu zic că pentru cineva care dorește să cumpere un astfel de motor, e cam tot ce trebuie să știe. Dacă intrăm mai în amănunt, e deja pentru oameni care sunt mai preocupați tehnic de ce se întâmplă în spate decât cei care pur și simplu vor să cumpere și să se bucure de o astfel de mașină. Și ideal este să o vedem de fapt la drum, să vedem ce oferă ea în conducere live.